Florina, a doua victorie din campionat, cum sunteți pe primul loc, cum ți se pare, cum a fost partida de astăzi contra celor de la U? Cum să fie, a fost o partidă destul de grea, după cum s-a văzut, cei de la Cluj au pus o rezistență foarte bună, au și condus la pauză, dar a doua repriză ne-a cam certat antrenorul vestiar și am marcat încă două eseuri. N-a fost de ajuns să ne luăm punctul bonus, asta suntem foarte supărați. Ne așteaptă un meci foarte greu sâmbătă viitoare cu Timișoara și sperăm să nu mai facem aceleași greșeli ca aici. Chiar vreau să te întreb ce s-a întâmplat la pauză, ce v-a spus antrenorul, dar a reușit să reveniți în repriză secundă. Și să ne-a certat, n-am respectat planul tactic, n-am fost agresiv și asta s-a văzut, au condus cu 8-7, cred că a fost la pauză. Și a fost foarte greu pentru noi, mai ales a doua repriză, primele 20 de minute, dar e bine că se termină cu bine, chiar dacă nu am luat punctul bonus, este o victorie în deplasare. Cum ți s-a părut Cluj Arena, suporterii? Un stadion foarte frumos, felicit pe cei de la Cluj că au făcut acest stadion și sper să joace cât mai multe meciuri pe acest stadion. După un parcurs bun, aveți meciul cu Timișoara, credeți că o să câștigați totuși un derby? Nu știu ce să zic, am văzut astăzi meciul care l-au avut cu Baia Mare, un meci încrâncenat, 12-10 s-a terminat partida, un teren impracticabil, a fost la Timișoara. O să vedem, săptămâna asta trebuie să ne pregătim foarte bine, să ne uităm ce am greșit și sperăm ca sâmbătă viitoare să putem să câștigăm, cu toate că o să ne fie foarte greu. Sperați că o să luați campionatul anul acesta? Aveți o echipă suficient de competitivă? Deocamdată, cum s-am văzut, nu suntem încă omogeni, am făcut câteva transferuri și nu s-au integrat foarte bine în grup, dar noi vrem să creștem de la meci la meci și noi asta sperăm. Deocamdată suntem care fim în play-off și de acolo o să vedem, poate mai vin jucători, mai pleacă.